primul hram de la inaugurarea Catedralei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Mioveni a atras numeroși credincioși, de la oameni simpli până la oficialități, care au asistat atât la slujba de hram, cât și la cea de sfințire a clopotelor. Fiecare dintre noi ne-a dat această binecuvântare de a fi din nou vii și bine dispuși duhovnicește în ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, când Dumnezeu v-a îndemnat de dimineață să veniți să fim la slujbă într-o cinstirea lor în această catedrală de la Mioveni. Este o zi importantă pentru întreaga creștinătate. Iată, noi prăznuim astăzi pe primii dintre apostoli, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Iar pentru noi, pentru comunitatea de la Mioveni, este cu atât mai specială, pentru că acești sfinți sunt ocrotitorii catedralei noastre, iar bucuria este sporită și de faptul că astăzi, la această sărbătoare a comunității, a fost prezent în mijlocul nostru și înalt preasfințitul ierarh Calinic, de arhiepiscop de Argeș și Mușcel. O încărcătură spirituală, pentru că nu mereu vezi în viață o sfințire de catedrală sau o sfințire de ansamblu de clopote și cloponiță. Și în al doilea rând, inclusiv prezența corului Patriarhiei Române dă o altă semnificație și încărcătura aceasta bisericească. A fost o slujbă minunată, a fost o binecuvântare de la Preasfințitul Calinic, o zi bună care ne-am rugat pentru sănătate, pentru tot binele, pace. A fost, în orice caz, o slujbă deosebită, atâția preoți și diaconi, ca și Preasfințitul care a condus slujba religioasă, e un gest frumos. Și clopotele care au fost sfințite astăzi în... Asta nici nu mai vorbesc, clopotele acestea care sună ca o salbă. Clopotele 5 la număr, făcute din bronz, sunt pe măsura catedralei. Cel mic are 560 de kilograme, iar cel mare nici mai mult, nici mai puțin de 3 tone. De acum înainte, cele 5 clopote vor bate la fiecare ceas de tot atâtea ori cât indică acesta.